Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video din seria noastră O pictură pe zi. Este ziua cu numărul 44 și vom picta aceste crenguțe de cireși sub lumina lunii, așa mai crepusculare, să zic așa. Sper să vă placă, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă v-a plăcut. De asemenea, share plus subscribe plus clopoțelul de notificări ca să nu ratați niciun episod. Iar dacă sunteți nou și nu știți care e treaba cu seria aceasta, este o provocare, un challenge. Și anume să pictez și să postez câte o pictură pe zi în timp de 365 de zile, adică un an de zile voi picta și voi posta zilnic. Fiecare pictură se adresează începătorilor, fie totali, fie cu puțină experiență, și fiecare de asemenea pictură este un tutorial pas cu pas, narat și explicat, deci este foarte simplu să pictați și voi alături de mine. Eu am făcut această pictură în 25 de minuțele, voi puteți să vă lăsați mai mult, 30-35 de minuțele. Este foarte important să vă lăsați timp când vreți să pictați, pentru că nu e drăguț să pictați grăbiți și nici nu e drăguț să vă grăbiți când pictați. Chiar dacă e același lucru. Așa, eu voi picta cu culori acrilice, pânza pe care pictez este un carton pânzat, dimensiune 20x20. Și vedeți, am un albastru, două nuanțe de bleu, un conul nostru albastru mai închis. Ce aveți și voi pe acolo, puteți așa, le puneți în, ca în, fie ce facă cerculețe, practic. Asta e ideea. O să fac așa, un efect mai crepuscular, așa mai de la jumătatea pânzei, unde să fie luna noastră, un alb spre un alb gălbui și apoi să meargă spre albastru. Fie așa ca o spirală. Și mai întâi pur și simplu pun culoare pe pânză. În jumătate pun niște alb și apoi cu o pensulă pur și simplu voi trece prin un spiral așa, în, de jur împrejur, radind despre centru, spre marginile pânzei noastre. Voi veni cu o pensulă și voi împrăștia efectiv, voi uniformiza, dar nu foarte fin. Nu vreau să creez un efect foarte fin de blending, trecere de culori. Vreau să se vadă delimitările, vreau să vadă zone cu textură mai groasă, în care vopseaua este într-un strat mai gros. Așa. E un pic mai multă vopsea, mai dăm pe lângă, dar nu este problemă. Spălăm acum bine pensula, pentru că s-a încărcat cu vopsea și nu o pot folosi în continuare. Vopsea acrilică se usucă destul de repede, dar dacă spălăm repede pensula și revenim, e ok. Mai revin pe colțuri, unde vreau să fie mai închisă culoarea. Revin și acopăr în caz de vreo zonă care a rămas fără vopsea din pânză. Și apoi, pur și simplu, cum v-am mai spus și la alte tutoriale, în caz de ați mai fost și ați mai urmărit tutorialele mele, încerc să fac blending-ul, dar când fac trecerea asta în cerc, forma asta de cerc, de gradea așa spre cerc, nu putem ține, trebuie să ținem mereu pensula cu același colț spre interior și să învârtim și pensula în jurul axei ei, efectiv. Ce fac eu acum? Țin mereu o latură, latura care este spre galben, o să fie mereu spre galben și cealaltă latură o să fie mereu spre albastru, spre exterior. Iar aici, în vârteala asta care o fac eu acum, voi puteți să faceți cât ori vreți. Când sunteți mulțumiți cum arată și când vi se pare ok, atunci vă opriți. Mie mi se pare ok acum. Am lăsat să usuce până au devenit mai mate culorile și apoi cu o pensulă liner numărul 6 puteți folosi ori negru, ori o culoare foarte închisă, un maro foarte închis sau ceva de genul ăsta, sau orice altă culoare închisă. Nu neapărat maro, facem niște crenguțe. La crenguțe, la fel v-am mai spus, dar vă mai spun, e foarte important ca să poată să fie mai realist și să pară mai ok, așa, trebuie să urmăriți câteva chestii care să nu le încălcați, să zic așa. Mereu să fie crenguța mai groasă de unde pornește și să se subțieze spre vârf. Știu că e logic și că e normal să fie așa, dar trebuie să avem în vedere că e posibil la un moment dat să uităm și să îngroșăm o zonă sau...
Și foarte important e să țineți pensula când pictați crenguți sau chestii de genul ăsta de la jumătate sau dinspre vârf, dinspre capăt, nu dinspre vârf. Adică să nu o ținem ca pe creion. Să încercăm să controlăm mișcarea, trebuie să o ținem cât mai departe de vârf ca să cedăm controlul, să dăm voie la mână să tremure, ca să putem să creăm niște crenguțe mai realistice, mai tremurate, mai... ca să nu fie niște crenguțe prea previzibile, să zic așa. Și la fel, vreau să fac crenguțele una din stânga, una din dreapta și în jurul la punctul nostru central, care este luna. Când suntem mulțumiți cum arată crenguțele, eu acum am mai luat, puteți pune alb, puteți pune galben, combinat cu maroul care l-ați folosit sau culoarea care l-ați folosit-o inițial și luminez niște zone. Fac niște zone de highlight, zone care sunt luminate pe crenguțe de către punctul nostru de lumină din centru. Nu o să fie o zonă foarte groasă, o să fie așa o delimitare finuță, vreau să adaug un pic de volum. Prin treaba asta adaug niște volum, niște tridimensionalitate. Nu mai pare plată imaginea noastră, crenguțele nu mai par plate, par 3D, pentru că automat existând lumină și umbră, există volum. Dacă sunteți pasionați de pictură și vi se pare că nu aveți talent sau vi se pare că nu vă ies cum ies mie, trebuie să țineți minte de una că nici mie nu mi-eșeau la un moment dat cum ies acum. Totul ține de practică. Ține de practică, de cât de mult pictăm, cât de mult încercăm să înțelegem ce pictăm și să înțelegem de ce facem ce facem. Și practic e nevoie doar să pictăm. Și cu fiecare pictură în plus suntem un pic mai avansați, un pic mai experimentați. Pentru că pictura, ca și desenul, este o abilitate care se învață pur și simplu practicând-o. Nu este nevoie de altceva. Unul floricelele de cireș și o să le fac. Am un alb și am și o magenta. Și o să le fac mai multe culori, de la un alb, acesta este un alb cu foarte puțin roz, adică mare parte alb, și o să am diferite variante de combinație de culori, o să fac și un roz mai deschis, pur și simplu amestec magenta cu alb. O să fac și un roz mai închis și o să las și unele floricele mai spre magenta, să fie mai închise. Mai ales spre partea centrală, unde fiind acel galben nu prea se vede albul, dacă le fac albe. Floricelele pur și simplu fac o formă de steluță, o formă cu 5 piciorușe. Sau petale, de fapt, piciorușe. M-am gândit la steluță. Da, sunt petale, că sunt floricele. Da, așa, în formă de steluță, vedeți. Acum un roz, am amestecat tot la fel magenta cu alb, dar am lăsat mai mult un pic magenta și s-a rămas mai roz. Și tot pe lângă cele care le avem deja, mai facem câteva. La fel și treaba asta, să nu exagerați foarte mult cu floricelele și să nu încercați să le puneți pe toată crenguța. Să încercați să le concentrați în niște zone, să fie așa ca niște buchețele, ca niște pâlcuri și să mai fie și zone unde sunt crenguțe libere. Adică să nu fie, să vadă și lemnul, practic. E foarte important. Și apoi o să le pun în jumătate. După ce o să le fac acestea mai închise la culoare, vedeți că se văd mai bine pe galben, cel puțin în partea centrală. După ce o să le fac și pe acestea, vedeți că la fel am făcut și mărimi diferite, unele sunt mai mari, unele sunt mai mici. Pentru că na, și floricelele sunt în diferite stadii de evoluție, unele sunt mai mari, unele sunt mai mici. După ce acestea o să le fac, o să le pun câte un punct în jumătate, pur și simplu câte un punctișor. La cele albe o să le pun un punct de roz închis, la cele de roz un punct alb, ca să se vadă, să fie un pic de contrast. Și cam atât. Eu sper că v-a plăcut picturica noastră de astăzi, o să vă las în descriere Instagramul meu, unde vă rog să-mi trimiți că de fiecare dată, dacă aveți dorință, o pozică cu pictura când ați pictat-o și voi. Sunt tare mândru când primesc picturile voastre și mă bucur enorm de mult
când văd ce minunății v-au ieșit. Sper că v-a plăcut, sper că v-am ajutat. Mie mi-a plăcut foarte mult să pictez această crenguță de flori de cireș. În general îmi plac florile de cireș. Sper că v-a plăcut și o să ne revedem și o să ne reauzim din nou și mâine cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!